Salut, sunt Claus. Astăzi am făcut o ieșire scurtă. Am scăpat ușor, fiindcă, deși a fost neprogramată, a fost o ieșire foarte reușită. Și vreau să vă arăt un truc care sper să vă fie util. V-am arătat acest arzător de urgență. L-am luat. Dar din păcate azi nu mai am luat nimic cu mine decât acest arzător. Și atunci oarecum putem să ne încălzim o mâncare sau să facem un ceai doar cu ajutorul acestui arzător. Eu acum am trișat puțin, fiindcă, după cum vedeți, ceaiul e deja făcut. Dar puteți pregăti acest trepied foarte ușor cu ajutorul cuțitului. Pregătim acest trepied din 3 bețe, ne înfigem în pământ, după care pornim focul cu el. Iar ceainicul punem deasupra în așa fel încât flacăra să bată pe el. E un truc foarte simplu, de aceea am și pregătit acel arzător de urgență, fiindcă oriunde ești poți improviza și poți pregăti un ceai sau să încălzești o mâncare sau chiar să te încălzești pe tine. Cam asta a fost. Sper că v-a plăcut această idee. Iată ce simplu este. Să ne încălzim un ceai, să ne facem un foc cu ajutorul acestei mici improvizații. Între timp, soarele începe să apună, așa că mie nu mai rămâne decât să vă spun ceea ce vă spun de obicei. Aveți grijă de natură, iubiți natura, pace, iubire și Doamne ajută! Între timp s-a început să întărească și lumânarea mea de urgență. Sper acum să încap în acea subiță. N-am încercat, dar va trebui să încerc și asta. Dacă nu, se poate folosi foarte bine și așa.
De data asta am avut noroc. Am căput la fix. Vom pune deasupra și partea asta. Și în felul ăsta vom avea un încălzitor în cort fără risc de a lua foc. După cum vedeți în spatele meu, soarele începe să apună, așa că o să trebuiască să mă grăbesc un pic să strâng de pe aici, fiindcă zilele sunt scurte, iar după ce a apus soarele imediat se întunecă. Așa că mie nu rămân decât să vă urez ieșirea. Încă un lucru, înainte de a pleca, asigurați-vă că focul a fost stins. Eu am zis că e stins, am și l-am și acoperit, dar dacă vă uitați, încă fumegă. Așa că turnați apă din belșug și fiți convinși că atunci când plecați de aici nu există pericol de incendiu. De data asta chiar am terminat. Încă o dată, pace, iubire și Doamne ajută!